Vreau să vă mai comunic ceva destul de important. Vreau să zic că acest Focșa, el nu este șolic din momentul când a ocupat funcția de ministru culturii. El despre lucruri necurate și despre lucruri criminale s-a ocupat de foarte mult timp. Și eu nu-mi dau seama cum îl mai țin pe el Academia Teatru Muzică, fiindcă acest om, fiind profesorul unor studenți, escorca anual câte 500 de euro pentru că învață să fie actori. Sunt date, sunt persoane... Fără un contract? Fără contract. Adică în afară cei ce se plătea la facultate sau alții erau fără contracte, dar încă suplimentar mai scotea din studenți, din unii studenți, câte 500 de euro pe an pentru că el e profesorul lor. Adică rădăcinile hoțiilor lui Focșa se trag mult mai de mult și cred că frații Deacu au cunoscut acest lucru și n-au trebuit să-l promoveze la o funcție atât de importantă cum este ministrul culturii. Dar asta în ce perioadă se întâmplă? Asta se întâmpla în perioada înainte de a fi ministru, în anii 2009, 2008, 2007.